Bună și bine m-am regăsit! M-am gândit că pentru asta să fac un clip în care să vă prezint o parte dintre lucrurile pe care mi le-am comandat eu pentru perioada concediului. Poate că va exista și partea a doua și partea a treia pentru că aștept mai multe comenzi din mai multe părți. Concediul nu este tocmai aproape, dar tocmai de aceea am zis să am timp și să dau comenzile din timp pentru a nu întâmpina probleme, pentru a nu mă trezi în ziua plecării în vacanță că nu am toate cele necesare. Această comandă mi-a venit extrem de repede, m-a surprins total pentru că mi-a venit în 8 zile. Recordul pentru sosirea unei comenzi de la Zaful era de 12 zile și iată că a fost bătut. În momentul în care am văzut avizul în poștă, eram convinsă că este de pe un alt site de unde aștept de asemenea produse pentru această perioadă, dar se pare că m-au luat prin surprindere și mi l-au trimis extrem de repede. O să încep prin a vă arăta lucrurile cumva care mi se potrivesc mai bine, pentru că am și câteva care nu sunt în tocmai stilul meu, adică cumva le consider potrivite pentru a fi purtate într-o zonă care înseamnă mare, soare, plajă, dar altfel nu prea port așa ceva, nu știu, pe aici foarte des sau prin oraș. Dar pentru a păstra puțin suspans, o să încep cu cele mai normale, adică am mai întâi o rochie roșie, absolut superbă, care îmi place extrem de mult. Materialul este foarte plăcut, este cumva un fel de pânză topită, cred că îi spuneam când era mică, nu știu exact cum se numește, dar este foarte plăcut și este un material foarte bun, adică nu pare a fi un material sintetic. Este ușor transparentă, dar de asemenea considerăm că se potrivește pentru că e perioada concediului și eu mi-am comandat o mărime L. Cred că ar fi mers și într-un M, dar o prefer așa pentru că în ideea în care o voi folosi la plajă e ok așa mai lejeră, iar în ideea în care o voi îmbrăca cumva mai seara pe undeva pe la o plimbare, pot să o accesorizez cu o curea în talie și este absolut perfectă. Îmi plac mânecile care sunt clopo, după cum puteți observa, și au și acești ciucuri, să le zicem așa, ușor cu un iz peruan, dacă vreți. Și da, cam despre asta e vorba. În față este petrecută, după cum puteți observa. Nu știu cât de bine se vede, dar oricum voi insera o imagine din care să înțelegeți mai bine. Dar materialul, repet, este foarte plăcut și m-a surprins plăcut. Singurul dezavantaj ar fi că mi se pare genul acela de material care se șifonează destul de ușor, dar acum de nu le pot avea pe toate. Dar altfel foarte mulțumită de ea. Următoarea rochie este una la fel de frumușică, doar că cu totul și totul din alt registru, adică este foarte lungă, ceea ce îmi place, și este cu acest imprimeu floral. Un lucru care m-a surprins este faptul că materialul este extrem de subțire și se vede foarte tare prin el, în ciuda faptului că, ce credeți, are și o jupă. Dar și jupa este la rândul foarte subțire, prin urmare nu prea faci mare lucru cu ele. Dar pentru o plimbare seara pe plajă, pentru ceva de acest tip, cred că e ok, nu pare a mă deranja. Dar dacă ar fi să o port cumva prin oraș, pentru că până la urmă rochia e ok, adică nu e genul de plajă exclusiv, ar trebui neapărat o jupă, pentru că altfel nu se poate. Și apropo de jupe, pentru că cred că de fiecare dată când am avut clipuri cu haine, v-am menționat că mă mai pricopseam cu câte o rochie fustă care necesita jupă, să știți că am rezolvat problema foarte simplu și foarte ieftin. Am intrat într-o zi într-un second hand, unde vindeau hainele la kilogram. Am luat două bluze imense, ceva de mărime 50 sau așa. Am venit acasă, le-am tăiat de aici undeva din zona sub brațului, să zicem, din zona pieptului, adică am îndepărtat partea aceasta cu mâneci, am făcut aici un tip și am pus un elastic și am transformat-o în jupă, foarte simplu, și cred că m-a costat undeva la 6 lei. Sincer, cred că a fost mai scump pe elastic am dat 3 lei, iar pe ambele bluze 6. Și mi-am luat două bluze pentru că mi-am luat una într-o nuanță de crem și pe alta într-un albastru, ceva cum este bluza pe care o port acum, tocmai pentru a merge în ambele direcții, adică și pentru fuste mai deschise la culoare și pentru rochii mai închise. Și da, vreau să vă spun că am rezolvat treaba foarte simplu, pentru că mi-era foarte greu, odată nu găseam materialul, nu știam de unde să-l iau pe acela care este cumva specific pentru jupă și la doilea rând nu știam nici unde să mă duc cu el, nici ce să fac.
aș fi avut, puteam să o fac eu până la urmă și cumpăr materialul, dar aș fi avut mult mai mult de cusut pe când, făcând ceea ce tocmai v-am povestit, am avut de cusut doar acel tip. Și evident că mi-a fost mult mai simplu și am ieșit, repet, foarte ieftin, adică cu 10 lei mi-am făcut 2 jupe. Așa că dacă vreți o idee, o sugestie, puteți și voi să vă îndreptați către ceea ce tocmai v-am povestit eu, pentru că e mult mai simplu. Evident că am căutat niște bluze care să nu, adică materialul lor să nu aibă o structură, cumva să nu influențeze forma fustei, să nu aibă așa foarte multe personalitate, să stea cumva bățoasă, astfel încât să determine și fustei sau rochiei vreo formă ciudată, să pară altfel decât este ea croită. Am luat niște materiale ușoare, subțiri, care să cadă frumos și care să doar să acopere, dar să nu impună altceva. Și am uitat să menționez că rochia are și această eșarfă. Doar că nu știu exact la ce folosește, adică nu știu dacă rolul este cumva pentru a fi prins în talie, pe post de cordon, dar eu o văd mult mai drăguț pentru a fi purtată pe păr, pe post de eșarfă. În continuare mai vreau să vă prezint o fustă tare simpatică, adică mie îmi place și este un tip de fustă pe care mi-l doream de ceva vreme și nu prea o găseam. Este o fustă de lungime medie, cu nasuri pe partea din față, cu buzunare aici și care e foarte cuminte, foarte ok, materialul de asemenea și el unul foarte ok. Cred că este și ea ușor de tot transparentă, dar nu cred că necesită jupă, e ok așa cum este. Dar ea face parte dintr-un compleu. Compleu care are în componența sa această bustieră. Evident că este o bustieră, adică este un articol vestimentar pe care eu nu l-aș purta, mai ales prin oraș, să zicem. Dar am zis că pentru, repet, pentru concediu și pentru o astfel de zonă, e ok. Problema a doua vine din faptul că nu mi se potrivește. Nu știu, poate trebuia într-o mărime mai mare, deși dacă aș fi comandat într-o mărime mai mare, mi-ar fost fusta mare. Eu l-am comandat în mărimea M. Dar este probabil croit ciudat. Pentru că dacă o așez în față astfel încât să-mi vină ok și să acopere acolo cât are ea de acoperit, se ridică la spate și se vede destul de inestetic. Dacă o așez să vină la spate, nu mai stă în față cum trebuie și riși să o porți cum a venit degeaba. Și atunci nu cred că voi putea purta această bustieră. Dar altfel mi-ar fi plăcut pentru că fusta are o talie înaltă și se completa foarte bine cu acest top. Nu există o porțiune de piele foarte vizibilă și să fie ceva vulgar, din contră. Dar nu merge, adică ea n-a fost gândită vulgar, dar dacă eu aș purta-o așa cum îmi vine, ar deveni vulgar. Un alt produs pe care m-am bucurat tare mult în momentul în care l-am găsit pe site-ul celor de la Zaful a fost această pereche de pantaloni scurți din jeans. Mi-a plăcut mult pentru că, după cum vedeți, au talie înaltă, dar în același timp au cumva și o bucată de material în partea de jos. Pentru că cei mai mulți dintre pantaloni scurți pe care i-am găsit de acest tip, cumva au pus material în partea abdomenului, să zicem, și au uitat să mai pună și în partea de jos. Practic ai burta, ca să zicem direct, acoperită, dar fundul ai pe din afară. Și nu îmi place așa ceva și nici nu intenționez să port, iar aceștia ar fi fost perfecți. Plus că îmi plăcea foarte mult modelul lor și cum arată ei așa pe ansamblu, dar nu pot să-i port pentru că undeva în zona șoldurilor rămân blocați și nu mai vor să avanseze. Și îmi pare tare rău, mai ales că îi gândisem într-o ținută, cam tot ceea ce am luat, după cum vedeți, am încercat să le iau ori compleuri, ori rochii, astfel încât să fie pe ținute. Eu sunt genul care nu îmi place să car haine aiurea după mine, adică să-mi iau 20.000 de haine fără să gândesc cum le îmbrac, cum le asociez, cum le asortez și să mă trezesc acolo că deși am 2 geamantane de haine și să vezi, mă plâng că n-am ce să mă îmbrac. Nu, îmi place să le gândesc de acasă cum le fac, cum le voi îmbrăca, cum le voi combina și de aceea cumva faptul că aceștia nu-mi intră mi-a stricat o ținută această pereche de pantaloni. Dar mai am niște pantaloni scurți, doar că dintr-un alt fel de material, cam așa, dintr-un fel de
in, să zicem, dar nu cred că este un in. Și dar care sunt foarte ușurei și de asemenea îmi plac pentru că au talie înaltă. Aceștia din fericire au la spate o bucată, o parte elastică și atunci cumva îți intră orice ar fi. Iar aceștia vin la pachet cu un top care arată cam așa. Se închide aici în față cu niște nasturi, dar la spate are o bucată elastică de asemenea, ceea ce mi se pare foarte binevenită pentru că permite mai multe siluete să poarte această chestie. Și evident că are aceste, nu știu cum să le numesc, cordoane, habar n-am, care îți permit să ți-l legi și de după gât să stea în siguranță, zic, să nu rămânem fără el pe stradă. Îmi place foarte mult și acest compleu, să zicem, acest costumaș. Îmi vine bine acesta pentru, poate și datorită faptului că are inserate aceste bucăți elastice, dar intenționez acum, cel puțin la momentul actual, v-am spus că încă mai știu niște comenzi și poate că voi, am și uitat ce am în ele, sincer să fiu, și poate că voi avea acolo lucruri cu care voi putea să asortez următorul produs care trebuia să fie parte din ținuta cu pantaloni scurți din jeans, dar voi purta tot cu aceștia. Acest top sau acest sutien sau acest sutien de top, nu știu cum să îl numesc exact. Recunosc că prima oară când am văzut acest tip de produs a fost acum mulți ani. Cred că am văzut într-o revistă, am văzut-o pe Elena Băsescu că purta așa ceva și mi s-a părut foarte interesant. Mi s-a părut foarte interesant această reinterpretare a costumului de baie și al lucrului manual făcut de bunicile noastre. Bănuiesc că bunica atunci când făcea la Andrele plovăre pe gât și ciorapi din lână, nu s-a gândit niciodată că va veni momentul în care te vei putea duce la plajă îmbrăcată în mohair. Dar iată că a venit. Bine, nu este un mohair, asta e clar. Este un material mult mai subțire, dar arată interesant, drăguț. Îmi place că are și această bucată de material în partea de jos, care cumva îl face potrivit și pentru a fi purtat ca un top. Mai ales că de aceea v-am zis că îmi plăcuseră pantaloni scurți, pentru că aveau talia înaltă și cumva se potriveau bine, se întrepătrundeau cele două articole. Dar mai e timp până acolo, v-am spus că concediul nu este tocmai aproape și atunci probabil că voi avea timp între timp să îmi caut altceva pentru a-l potrivi cu acesta. Și cam acestea sunt primele lucruri pe care mi le-am cumpărat eu pentru vacanță. Cel mai fi de menționat e faptul că cei de la Zaful au reduceri impresionante în această perioadă. Există mai multe coduri de reducere în funcție de valoarea comenzii pe care o ai. Adică dacă comanzi de mai puțin îți dau și eu reduceri mai mică, dacă comanzi de o sumă mai mare, automat îți oferă și ei o reducere mai mare. Cumva este normal să se întâmple așa. Așa că o să vă las link-uri pentru produsele pe care mi le-am luat eu, dacă mai sunt pe stoc, să le vedeți. Poate v-au plăcut, v-au adresat atenția și să le analizați mai bine. Ceea ce este bine la ei e faptul că multe dintre produse au review-uri de la clienți, unele dintre ele atașează și poze. Faptul că lași aceste review-uri și mai atașezi și poze cu ceea ce ai primit înseamnă primirea unor puncte de la ei, puncte pe care ulterior le transformă în reduceri. De-aia sunt clienții atât de amabile să le lase un feedback. Eu rochia o găsisem, spre exemplu, rochia cu flori, cea lungă. Am găsit pentru ea foarte multe poze și mi-a plăcut cum arăta în poze și am zis ok, deci arată chiar, adică pozele clientelor arătau exact ca poza de pe site și este adevărat, doar că v-am spus are acea problemă că este extrem de transparentă și despre acel lucru nu pomenise nimeni, dar probabil că eu sunt singura care are această problemă cu această situație. În rest, de celelalte produse chiar mă pot declara mulțumite, nu sunt dintr-un material de la sintetic care să te leșine, sunt chiar ok. Mi este ciudă de acei pantaloni scurți că nu îmi vin, dar asta e, noi să fim sănătoși. Și cam asta este tot pentru astăzi, vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și aș vrea să vă întreb unde vă duceți voi în concediu, ce aveți de gând să faceți, dacă sunteți deja în concediu, dacă mai aveți de așteptat de la el, dacă deja ați avut parte de el, oricare ar fi varianta, aștept cu mare drag comentariile voastre și de asemenea mai spuneți-mi tot ce vă trece vouă prin cap. Vă mulțumesc tare mult, vă pup și ne revedem curând. Pa, pa!